Bună ziua, sunt Cătălin Condruț și vă prezint știrile Mediafax. Situația de la PSD a dat în clocot. Înainte de ședința la care s-a discutat retragerea sprijinului politic, Gabriela Firea și-a dat demisia de la conducerea interimară a filialei București a partidului. Primarul general spune că gestul este un protest față de blocarea de către Liviu Dragnea a alegerilor din organizație. Gabriela Firea rămâne însă președinte al PSD Ilfov. Demisia și-a dat-o astăzi și ministrul apărării, Mihai Fifor. Socialdemocratul părăsește executivul și spune că vrea să se implice în activitatea de partid. Întâlnire de gradul 0 astăzi la CSM. Procurorul general Augustin Lazăr a stat față în față cu ministrul justiției. Tudorel Toader și-a susținut în fața Consiliului cererea de revocare din funcție a lui Lazăr. Jumătatea de est a țării este sub cod galben de ninsori până la 10 seara. Zăpada a căzut însă în mare parte a țării. Mai multe mașini au rămas blocate, iar drumarii au scos pe șosele utilajele de dezăpezire. Bitcoin a atins valoarea minimă a ultimelor 13 luni și s-a apropiat de 5.100 de dolari. Criptomoneda alături de Ethereum sau XRP a avut scăderi considerabile pe fondul temerilor legate de o eventuală scindare a Bitcoin. Acestea au fost informațiile momentului. Toate știrile de ultimă oră vă sunt oferite de agenția Mediafax.